Și Victor Ponta face declarații în acest moment, îl urmărim. Pe care guvernul a finalizat, cele două coduri, codul fiscal și cod de procedură fiscală, au ajuns la Senat și am discutat cu colegii noștri din conducerea Senatului faptul că va intra în discuția comisiilor de specialitate și la plen. Probabil până la sfârșitul lunii aprilie poate fi adoptat de către Senat, în așa fel încât în mai și iunie să poată fi dezbătut și aprobat de către Camera Deputaților. În același timp, i-am anunțat asupra rezultatelor bugetare pe primul trimestru, rezultate care ne permit ca una din măsurile prevăzute în codul fiscal să intre în vigoare la 1 ianuarie, să poată fi adoptată mai repede. Și mă refer la reducerea TVA. Vom avea toate cifrele săptămâna viitoare și cu nou ministru, domnul Teodorovici, vom prezenta guvernului și coaliției de guvernare soluțiile pe care le putem adopta referitor la reducerea TVA. De asemenea, după ce finalizăm, inclusiv prin adoptarea în Parlament a celor două coduri, acest mare proiect de relaxare fiscală, creare de locuri de muncă și de creștere economică în anii care urmează, pentru a doua parte a anului, principalul proiect la care vom lucra, guvern, mai departe Parlament, este o regândire a legii salarizării, în așa fel încât să putem să avem un sistem public mult mai performant decât cel actual, cu profesori, medici, militari, dar și funcționari publici, care să aibă un plan de carieră suficient de stabil și de la care să cerem performanță, încercând însă să și plătim, să asigurăm condiții materiale decente. Acestea sunt principalele proiecte, fără a uita însă de faptul că în această sesiune parlamentară urmează să fie adoptat, guvernul a și dat aviz pozitiv, colegii noștri din comisiile speciale au lucrat împreună cu toți ceilalți atât la legile electorale, care sunt pe finalizare, dar și un proiect la fel de important și anume revizuirea Constituției. Aici, din păcate, există o mare reticență din partea colegilor de la Partidul Național Liberal. Tot ceea ce au susținut în ultimii doi ani în cadrul Comisiei, acum, într-un fel, s-au răzgândit și fac un apel la seriozitate și, în urmă, la decizie. Dacă nu mai e valabil ce au susținut în ultimii doi ani, tot ei în cadrul Comisiei de Revizuire a Constituției, măcar să o spună, probabil că influența PDL-ului va fi covârșitoare asupra lor. Altfel însă putem să mergem mai departe, mai ales că e un stadiu foarte avansat. Propunerile au fost deja examinate de către Curtea Constituțională a României și de către Comisia de la Veneția și practic trebuie doar să finalizăm textul și să putem până la sfârșitul acestui an să avem referendumul în noile condiții legale cu vorum 30% pentru validarea schimbărilor constituționale pe care le așteaptă toată lumea. Referitor la partea strict politică, am adoptat calendarul, organizarea și reorganizarea structurilor noastre locale, un calendar care, sigur, presupune ca, începând imediat după Paște, până luna noiembrie, toate structurile noastre locale, până la cele județene și la cele cu specific organizația de femei, tineret, seniori, să avem alegeri, să avem structurile pregătite pentru anul 2016, pentru congresul de la sfârșitul anului și pentru anul 2016, an cu bătălie electorală, atât pentru alegerile locale în primăvară, cât și pentru cele parlamentare în toamnă. Dacă doriți să vă răspund la vreo întrebare, vă rog să-mi spuneți acum. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb legat de posibilele modificări la codul de procedură penală. O discuție inițiată ca idee încă de la Consiliul Național al PSD, domnul Georgică Severin, dacă vă amintiți. Presa scrie că se dorește modificarea codului de procedură penală și v-aș întreba ca principiu dacă... Nu cunosc aceste lucruri. Vă mulțumesc. O persoană cercetată de corupție, de ce n-ar mai putea fi încătușată, de exemplu, sau adusă cu mandat? Nu cunosc ceea ce mă întrebați. Vă întreb ca principiu, ca idee. O să facem o dezbatere eu cu dumneavoastră. Nu cunoașteți faptul că senatorii PSD vor să modifice codul de procedură penală? Nu, cunosc.
cunosc proiectul de care mă întrebați și dacă vreți să monopolizați întâlnirea, eu vă mulțumesc. Da. Dacă mai aveți alte întrebări. Poftiți? În calitate de președinte al PSD, dacă aveți cunoștință despre faptul că senatorii Partidului Social Democrat au în intenție modificarea codului de procedură. Dumneavoastră, de unde aveți această informație? Nu cunosc. Inclusiv cel referitor la arestul preventivii, chiar domnul Șerban Nicolae. Un singur exemplu. Da. Când o să le cunosc, o să vă comentez. În cazul domnului Șova, dumneavoastră nu v-ați pronunțat până acum. Nici nu mă voi pronunța, că nu sunt senator. Dar a fost un vot corect după... Eu cred că dezbaterea politică pe această temă s-a depărtat total de cea juridică și cred că, din punctul ăsta de vedere, eu am obligația să asigur guvernarea țării. Partea de scandal e asigurată de doamna Gorghiu și compania. Vă rog. Da, domnul senator Moga este președinte interimar, urmând ca, evident, ca toate celelalte organizații să intre în procedura de alegeri. În noua Constituție este mai vorbit pe term. A doua întrebare este... O să vă rog să-l întrească pe domnul senator Chelaru exact fiecare prevedere în parte. Mărirea sau, mă rog, adecvarea salariilor privește pe, și pe diplomați și pe aviatori? După cum știți, s-au adoptat deja legea referitoare la diplomați, iar legea referitoare la pensii, nu la salarii, la pensiile personalului navigant, adică piloți, însoțitori de bord, a fost deja adoptată de Parlament odată, a fost respinsă de președintele Traian Băsescu și acum este a doua oară la adoptare, evident, nemai putând fi respins, dar nici nu cred că vrea să respingă domnul președinte. Și a treia, NAF fumânează și închide o grămadă de firme pentru 3,50 lei pentru o sticlă de sticlă. Vreau să vă explic următorul lucru. Ideea e următoarea. Nu s-ar putea discuta cu ei să înceapă de la locul corupției. Îmi place mult că la conferințele de presă deja eu vorbesc cel mai puțin. Asta e nou farmec. Da. Deci cu ANAF. Spunea că nu e normal ca președintele să aibă un salariu și... Da. Câți demnitarii sunt vizați sau dacă ați luat un calcul, cu cât ar trebui să crească salariul? Eu vorbesc de un principiu care se aplică în toate țările spre care noi ne uităm. În general, cel mai mare salariu este al președintelui țării sau alături de președintele în alte curți de casație și justiție sau, mă rog, Curtea Supremă. Deci, după care, de acolo în jos, vorbesc de sectorul bugetar, evident, că în sectorul privat e cu totul și cu totul altfel. Noi nu mai avem niciun fel de ordine după schimbările făcute după 2009-2010. E tot un talmeș-balmeș și important este că o administrație modernă trebuie să stea pe niște principii destul de clare. Domnule deputat, senatorii care au votat în cazul Șova împotriva încuvințării reținerii și arestării vor fi sancționați pe linie de partid, ținând cont de faptul că există o decizie a Biroului Permanent Național care spune că toate cererile și propunerilor trebuie încuvințate favorabil. Dumneavoastră ați fost acea convenție în februarie 2015. Nu doresc să vă comentez acest lucru. Cu Ana, cine doresc să spun? Cine doresc să comentați? Faptul dacă vi sancționați sau nu vi sancționați cu legi de partid? Până nu înțeleg întrebarea, nu doresc să vă comentez. Vă rog. Da, cred următorul lucru. Cred următorul lucru. Unu, că dacă există abuzuri făcute de către cei de la ANAF, cu siguranță aceste abuzuri vor fi sancționate, dar în același timp văd că există deja o frăție a evazioniștilor fiscali. Nu e cazul dumneavoastră. Dar văd că este vorba despre o frăție a evazioniștilor fiscale. Avem companii și în media care au să datorează bugetului de stat peste 100 de milioane de lei. Și atunci evident că ei se luptă cu ANAF-ul ca să nu plătească taxe și impozite. Cred că ar fi corect ca cei care critică în primul și în primul rând să-și plătească ei taxele și impozitele, pentru că altfel când nu plătești nicio taxă și niciun impozit, e așa ușor să critici. Eu mă refer la prăbușcă. Și eu mă refer la toată lumea. De la mic la mare, toată lumea trebuie să respecte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.